Ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc că sunteți aici pe B1 TV. E o zi cu foarte multe subiecte, pentru că am aflat cu toții din presa internațională că președintele Klaus Iohannis nu e dorit la NATO. Ba mai mult decât atât, din toate analizele pe care le citim în presa din Franța, America, Marea Britanie, din declarațiile liderilor, înțelegem că s-a autoanunțat sau autoinvitat în chestiunea asta. Păi nu știu dacă domnul Iohannis credea că e concurs de CV-uri. Păi e greșeală, nu despre asta era vorba. Și nici nu se califica prin CV acolo. Astăzi, și o să vedeți aici în direct, la B1 TV, are întâlniri cu mai mulți lideri, printre care Victor Orban, dar și Charles Michel. O să urmărim și noi. Spun că discută despre Uniunea Europeană, dar probabil încă domnia sa crede că mai negociază ceva pentru NATO. Americanii spun că îl susțin deplin pe Rute. În același timp, candidata din partea Balticilor spune și ea că îl susține pe Rute. Nu știu, în afară de Turcia și Ungaria, cine îl susține pe Iohannis? Și vom face aici o analiză mai completă. Doamne, ce s-a ales de axa aceea Londra-Washington? Pare că nimic, doar praful, că tot e praf saharian zilele astea. Tot în ediția de astăzi, despre scumpiri, inflație, cât ne costă masa de Paști, cât de mult s-a scumpit carnea de miel, e cu aproape 14% mai mult decât media Uniunii Europene. Și că tot vine vorba de alimente, o să vă arăt cum aducem fructe și legume pline de pesticide din tot felul de state și ale Uniunii și din afara Uniunii, cu mult peste limita admisă. Și cum merele de Voinești erau culese în Polonia și stăteau bine mersi prin depozitele din România. O să vorbim însă și despre nesimțirea statului român. Pentru că la CCR s-a ajuns la 63.000 de lei salariu. 16.000 de lei sunt numai sporurile. Iar președintele CCR, domnul Enache, fost consilier al lui Iliescu, spune că ordonanța aia cu taxele e constituțională pentru că ei au înțeles nevoia guvernului de a colecta bani. Bă, dar noi nu înțelegem nevoia voastră de a vă mări salariile în nesimțirea asta. Cu aproape 23.000 de lei în plus față de anul trecut. Dom'le, numai sporurile sunt 16.000 de lei. În țara asta batjocorită, un elev în București a fost tăiat cu maceta, cu vreo oră, de 4 șmecherași care au intrat în curtea școlii, au sărit gardul, i-au alergat ăștia vreo oră în București până i-au prins. Cu maceta, da? Cu, mă rog, un cuțit de bucătărie, macetă. În aceea țară în care doamna avocata poporului, care în rest nu are treabă cu libertățile, cu democrația, s-a sesizat că se pun camere în școli. Păi și cum îi prindem pe ăștia, doamna Weber? Că nu vă aud vorbind în general despre nimic. Da, n-ați zis alte teme importante. Dar cum rezolvați noastră cu drogurile, cu violența din școli? Nu-i bine nimic, nu? O să vorbim și despre candidații ăștia de la București. Zice Piedone că Nicușor Dan e microbian. Acum Nicușor Dan zice că e un măscărici, Piedone, dar Piedone a sărit și în apărarea Gabrielei Firea. Mă rog, și bagă capul și domnul Cârstoiu nu putea să nu se bage și el. Zice că trebuie exmatriculat în Nicușor din București. Domnul Cârstoiu, vedeți că Piedone e cu domn profesor, nu știu, sunteți și dumneavoastră. Încep 3 ore de politica zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această primă oră, printr-o legătură video alături de noi, Marius Luican, expert cercetare de piață, mulțumesc foarte mult. De asemenea, domnul Adrian Izvoranu, reprezentant al patronatelor, mulțumesc foarte mult. Ni se alătură Adi Negrescu, analist economic, mulțumesc Adi. Și deputatul PSD, Laurențiu Gâdei, mulțumesc Laurențiu. Mulțumesc, bună ziua. Hai să o vedem un pic din declarații și aș vrea mai întâi să vedem postarea domnului Piedone, în care vorbește despre Nicușor Dan că este microbian. Aici s-a putut, până aici s-a ajuns, atâta poate domnul Piedone, care se plimbă până târguri, sparge ceapă, își pune funii de usturoi în jurul gâtului și apoi o să-l vedem și pe Nicușor când ne povestește că e măscărici Piedone. Bun, zice așa Piedone, microbianule recepție, am revenit să te stresez,
te stresez, aud că mă spurci prin televizoare, te declari alergic la roabă. Microbianule, am constatat asta în cei 3 ani și jumătate în care ai sfărăit pe salariu de primar. Și zice el aici că, domne, zici că sunt grobian, ți-am plătit salariul degeaba 3 ani jumate. Asta e postarea lui Popescu Piedone. Să o derulăm. Problema e alta, că salariul lui Nicușor Dan e mai mic decât salariul nepotului domnul Piedone, care este city manager la sectorul 5. No, și acum hai să-l ascultăm și pe Nicușor, care zice că e un măscărici Piedone. Aici am ajuns la nivelul ăsta, e campania. Vă mărturisesc că mi-a luat un timp să înțeleg oamenii care îl votează pe, intenționează să-l voteze pe Cristian Popescu Piedone. Pentru că cred că asta este un... Faptul că oamenii își pun speranțe într-un om cum este Cristian Popescu Piedone înseamnă un eșec al unei clase politice din care fac și o parte și un eșec al cumva al spațiului mediatic. Bun, este, cum să-i spun, un măscărici în esență, adică face circ. Implicarea domnului primar general, și o spun ca profesor universitar care a dat toată viața lui note, este una de nota 4, dar pot să-mi schimb opinia în rău. Aseară, în cadrul unei emisiuni televizate, actualul primar general a prezentat o viziune, dacă o putem numi așa. Spunea Nicușor Dan că dacă am închide Bucureștiul timp de 2 ani, el ar putea rezolva toate problemele capitalei. Cum vedeți această variantă? V-a spus tot ce crede despre capitală și despre cum vede el managementul capitalei. Cum poți să spui problema ca primar general să închizi Bucureștiul? El trebuie să găsească soluții. E un oraș deschis și după întrebarea dumneavoastră vă spun ceva. Îmi schimb evaluarea. Nu e de nota 4. Trebuie exmatriculat. Da, aș veni prima dată la reprezentantul politic și reprezentantul coaliției, Laurențiu Gdei. Nu știu ce facem cu campania asta de la București, pentru că e o problemă, a derapat totul foarte rău. Nu e vorba doar de imagini, e vorba de limbaj, este vorba de domnul Piedone plimbându-se, și rog pe colegii mei să dăm imaginile acelea, plimbându-se în târguri, mâncând, spărgând cepe de pe jos, promițându-le oamenilor lucruri pe care le poate face un primar. Nu știu, domnule Gdei, nu aveți așa nicio tresărire la PSD și PNL că omul ăsta e acolo pentru că nu v-a spus un candidat puternic, de exemplu Gabriela Firea, și poate atunci nu mai candida Piedone și nu ducea în București un risc ăsta absolut de a fi condus de acest Piedone, cu tot clan. Eu cred că candidatul pe care îl avem pentru primăria capitalei, candidatul coaliției, domnul dr. Cârstoiu, cred că este cel mai complet, complex și competent primar pentru București. Dincolo de toate desenele animate care inevitabil vor fi discutate în studiourile de televiziune că vor apărea, fiecare candidat se adresează electoratului pe care posibil consideră că îl reprezintă sau l-ar putea reprezenta. Domnul dr. Cârstoiu este candidatul care îi reprezintă pe toți, și pe intelectuali, și pe cei care nu au foarte multă școală, și pe săraci, și pe bogați. Este omul care vine cu o echipă extrem de puternică și care va prezenta bucureștenilor o platformă program pentru 4 ani de mandat la primăria capitalei, care să rezolve parte importantă din problemele Bucureștiului și ale bucureștenilor. Dacă stăm să ne uităm în platforma program a domnului Nicușor Dan, care obligatoriu trebuie să plece acasă, vom vedea că din toate poveștile pe care le-a scris la momentul respectiv, le-a scris bucureștenilor, nu a îndeplinit mai nimic, pentru că este primarul care... Da, da, dumneavoastră știți ce vrea să facă domnul Cârstoiu, că n-a zis, n-are program, în caz că scrie la el. Avem o perioadă legală de o lună de zile, se numește campanie electorală, în care candidații au rolul, obligativitatea de a prezenta alegătorilor ceea ce își doresc să facă, să fie credibil, bine, să demonstreze că pot. Domnul Gdei, ce vă spun eu? De campanie electorală. Deci, ce vă spun eu e că aveți o problemă foarte mare. Din cauza candidatului dumneavoastră, există un risc să iasă Piedone primar. Hai să vedeți ce vă ceartă domnul Cârstoiu, că nu e încă suficient cu cel sprijiniți. Eu nu plâng. Eu sunt un bărbat hotărât.
Nu, este necesară o mai bună organizare a acestui început de campanie. Dar deci ne confirmați că a fost o discuție. Discuții sunt zilnic, pentru că orice organizare e cheia unui succes. În orice entitate și în orice instituție și în orice activitate trebuie să ai un plan. Doar nu ești o muscă beată care baleezi între diverse variante. Nu, e nevoie de organizare. Ce m-ar ține să nu spun liderilor coaliției că trebuie făcut așa, că vreau să facem așa, că lucrurile trebuie organizate? Nimic. Da, domnul Cristoiu nu este mulțumit de sprijinul PSD asta și denotă, PNL. Da. Asta denotă faptul că este un candidat puternic, care știe ce vrea, care știe că poate și are nevoie să capaciteze întreaga suflare a PSD și a PNL pentru București. Bine, și PSD și PNL, dar bucureștenii trebuie să-i capaciteze. Nu, în primul rând vorbea de echipele de campanie ulterior. Bun, hai să mergem la ceilalți invitați, Laurențiu. Am înțeles ideea. Bun, Marius Lican, cum se vede așa din perspectivă de, nu știu, nu chiar, cercetare de piață așa, sociologică? Oamenii politici au două modalități de aliniere cu electoratul. Există o zonă în care ei pot să apeleze la nemulțumirile electoratului, să conteste, să militeze. Pe alocuri, unii dintre politicieni chiar ajung să agreseze. Și există zona soluțiilor. În momentul ăsta, eșichierul politic dâmbovițean excelează în prima categorie. Bucureștenii așteaptă și niște soluții și aici primarul în funcție este singurul care face cât de cât notă discordantă și într-o oarecare măsură ne anunță că se pregătește să facă același lucru, să vină și cu niște soluții, candidatul PSD-PNL. Pe partea cealaltă, mi se întâmplă rar să-i dau dreptate lui Nicușor Dan, dar postarea de mai devreme a lui Piedone este dezamăgitoare. Adică chiar sună măscărici, cum i-a spus contracandidatul PSD-PNL. Eu cred că întreaga lume politică de la București ar trebui să fie puțin epurată de astfel de reflexe ale atragerii atenției cu orice preț. Pentru că, dragi candidați, înțelegem, aveți nevoie de atenția publicului, dar trecând peste toate lucrurile astea, exercițiile electorale necesită etalarea unor soluții pentru București. Eu vreau să știu de mâine cum reușesc să ajung la servici printr-o aglomerație bucureșteană în condiții ceva mai bune. Nu este încă despre soluții, este despre mici lăutari și icoane fluturate și asta face acest proces să nu fie în regulă. Domnule Izvoranu, cetățean așa, eu am spus la toate emisiunile de când îl văd pe Piedone plimbându-se pe între tarabele alea că și acolo e Bucureștiu și că poate ceilalți politicieni nu știu să vorbească cu oamenii cei, nu că poate, sigur nu știu, și că cineva trebuie să coboare dintre ceilalți candidați acolo pentru că altfel va capitaliza acolo Piedone. Dar vreau să vă întreb cum vi se pare, vă așteptați la altceva? Voia să-i vedeți vorbind lucruri concrete despre orașul ăsta? În păcate noi ne referim la această categorie este majoritară. Da? Deci avem foarte mulți bucureșteni în această situație. Sunt niște oameni care nu se nebunesc după discursuri alambicate, care nu pricep foarte multe lucruri dacă sunt cuvinte pe care nu le înțeleg și așa mai departe. Și sunt oameni care vor lucruri practice. Vor lucruri mici și imediate. Ăștia sunt majoritari. Ăștia vor câștiga alegerile. Îmi pare rău să vă spun treaba asta, pentru că sper să aibă capacitatea să vină cu acel minunat program. Sper să aibă acel program până la data la care va trebui să-l prezinte. Doar că modul în care îl prezintă și modul în care se adresează și modul în care cere sprijin politic când el nu are nevoie de sprijin politic, el are nevoie pur și simplu decât să prezinte un program credibil și să ne convingă că îl poate pune în practică. Da? Deci toate lucrurile astea mă fac să cred că are foarte multe șanse. Bun, Adi Negrescu, te așteptai la cifre, programe, hărți interactive să ne arate cum schimbă traficul? Domnul Cristoia Schel nici nu crede în mafia imobiliară, de exemplu, a zis că nu știe definiția rechinului imobiliar.
Nu mă așteptam, sincer, de mult nu mai mă aștept ca politicienii să vină cu studii de impact, cu analize sectoriale, cu niște lucruri concrete care să demonstreze că au soluții și au cu ce să pună în practică acele soluții. Aș fi vrut ca, de pildă, în spatele domnului Cârstoiu să fie niște specialiști, să fie adus niște oameni din zona de arhitectură, din zona de protecție a mediului, din zona sanitară, din zona educației, oameni specializați care să facă parte din echipa lui și împreună, practic, să susțină un alt fel de proiect, da, pentru București. Pentru că, altfel, cum spunea și domnul Izvoranu, bucureștenii vor fi tentați să pună ștampila pe un piedone care face tot felul de exerciții de scamatorie politică, da, sau pe Nicușor Dan, care, până la urmă, un fel sau altul a demonstrat niște lucruri, a făcut niște lucruri. Că erau programate acele lucruri să se întâmple, asta e altceva. Faptul că, într-adevăr, nimeni nu vorbește de soluții concrete, și uite, de pildă, tema poluării din București, n-a abordat-o niciun candidat până acum. M-am uitat la toate interviurile date în ultima vreme, niciunul n-a vorbit de poluarea cu praf, cu noxe, cu gropile cu de gunoi care arde la marginea capitalei. Da, adică nimeni pare că nu vede această problemă, care este una vitală pentru bucureșteni și pe care probabil din sondajele de opinie ei n-au considerat-o ca fiind importantă și relevantă pentru ce se întâmplă în orașul ăsta. Îmi pare rău să te dezamăgesc. Mafia deșeurilor este poate mai puternică decât mafia imobiliară, așa că vorbești dacă ți se dă voie. Marius Luican, foarte scurt, dacă ăștia nu se retrag din cursă, bă, ăștia, auziți, eu cu respect în momentul ăsta pentru oamenii ăștia care vin să ceară votul în momentul ăsta, la maniera asta, nu mai am niciun fel de respect efectiv. Marius Luican, respect la nivelul candidaturii, așa, pentru ei fiecare carele lor. Marius Luican, dacă nu se retrag Piedone sau Cârstoiu, sau, mă rog, că există această dezbatere, poza finală va fi acea dispută între, domnule, Bucureștiul decent și Bucureștiul grobian, pe care îl dorește domnul Mahalaua domnului Piedone. Care va câștiga? Eu cred în continuare că Nicușor Dan va avea un nou mandat. Eu sper, trecând peste candidați, ca decența și soluțiile la un moment dat să devină mai importante. Nicușor Dan are avantajul că are un electorat mult mai disciplinat. Nu este neapărat un electorat atât de vocal, dar este un electorat stabil din perspectiva asta. Piedone, nu numai că el reușește să înflăcăreze această categorie socială cu care va mai avea o misiune, să o determină să vină la vot, să vină să voteze, să plece din piețe de unde se află și în această zonă, să mă iertați că o numesc ușor suburbană, a lăutarilor și micilor din piață. Nu, e o zonă a României reale aceasta. Da, a României reale, dar într-o măsură. Dom'le, nu suntem noi academicieni niciunii. E o Românie foarte frumoasă. Dacă știi să te ocupi de ea, să o scoți din mizerie. Da. Nu, că știți care e problema? În povestea asta, lăutarii sunt politicienii care nu știu să se ocupe de lucrurile astea. Despre asta e vorba. Și lăutarii, foarte șmecheri. Măcar fac un bani cinstit, nu fură. E adevărat, dar cred că va avea o dificultate la a-i aduce pe acești oameni în secțiile de votare. Știți cum se rezolvă? O dificultate. Eu zic că au bani băieții. Au bani băieții. Mulțumesc, Marius Luican, pentru intervenție. Hai să ne întoarcem la poveștile. Care poveștile? La lucrurile reale, oameni buni. Pentru că așa, nu, trebuie să vorbim și de astea o campanie, dar eu știu, pe noastră vă interesează cu totul altceva. De exemplu, inflația, prețurile, mâncarea, lucrurile astea. Și am uitat să spun la început și vin imediat la chestiunea asta cu inflația la Adi Negrescu, dar spuneam de copilul, elevul înjunghiat aici, în capitală, în curtea școlii, un copil de 16 ani. Am citit o știre care, nu știu că m-a bucurat sau m-a întristat, o știți pe Ariana Dudună de la Asociația Elevilor din Constanța. O întrebam mereu diverse lucruri. A fost la greva profesorilor în stradă, i-a susținut. A fost admisă la Stanford. Bravo ei! Deci o să mai plece un copil bun din țară. Și ca ea, mulți din generația aceasta care dă bacul anul ăsta. Politicienii, problemele lor cu ceapa spartă în piață, măscăriciu, microbianu, șmecheria, ne turnăm între noi. Astea de-ale lor, coaliții, rocade, lucruri de-astea șmechere, nu românul prost. Adi Negrescu, spui așa, că inflația și prețurile foarte mari ne întorc la meniul din anii 90. Margarină, parizer, cartofi sunt scumpe și astea oricum. Dar așa, uitându-te pe ce cumpără românul astăzi din magazine, că de aici a plecat discuția, oamenii cumpără tot mai ieftin, spuneai, și fac meniuri tot mai sărăcăcioase. În condițiile astea înțeleg că de Paști ne așteaptă niște prețuri explozive și cumpărături la 100 de grame.
Da, din păcate România au fost nevoiți să țină post, chiar dacă nu era perioadă de post. Chiar și în perioadele când nu e post, da? În condițiile în care carnea a devenit incredibil de scumpă, e cu 40% mai scumpă decât acum 2 ani de zile. Ouăle, roșiile, tot ce înseamnă legume s-au scumpit cu 30% față de acum 2 ani. Și mă uitam pe niște date statistice, tot ce înseamnă servicii s-au scumpit incredibil de mult, cu vreo 60% în ultimii 3 ani de zile. Adică am ajuns, din păcate, într-o zonă în care, într-adevăr, cumpărăturile din magazine au ajuns să se rezume la produsele din anii 90. Se vinde din ce în ce mai mult margarină și asta este un lucru paradoxal în România. Da? Se vând cartofii foarte, foarte mult, mâncarea săracului se află prin plan, orez, fasole și, din păcate, parizerul. Parizerul a revenit prin planul vânzorilor în condițiile în care sunt cele mai ieftine produse pe care le poți cumpăra din magazine. Ei, asta e o mare problemă pentru România, pentru că se va traduce la un moment dat și inclusiv în probleme de sănătate. Și așa avem un nivel de sănătate precar pentru marea majoritate a populației, dacă ne și dopăm între ghilimele cu astfel de produse, la un moment dat s-ar putea să aglomerăm în spitalele. Nu mai vorbesc de sănătate de zi cu zi, că e o problemă majoră deja în momentul de față, în condițiile în care nici medicamentele alea ieftine nu prea le mai găsești în farmacie. Adi, dar această inflație despre care șeful INS ne spunea zilele trecute că nu va mai ajunge la două cifre, ni se tot promite că va scădea, totuși noi am observat... Asta zic, că dacă ea scade, noi observăm oricum că prețurile cresc și așa mai departe. Cum se poate rezolva? Să nu mai crească prețurile, aici vreau eu să ajung. Inflația din România, care este undeva la 7,2%, este dublă față de cea din țările occidentale, inclusiv față de Polonia. Polonia are pe la 4% inflație, adică avem o inflație de două ori mai mare decât în celelalte țări din Uniunea Europeană. Cum am ajuns aici? Păi stai să întrebăm în primul rând Ministerul Energiei cu acele praguri de consum la energie și gaze care au ridicat prețurile până la cer și care se menținute în continuare, nu înțeleg de ce, în mod paradoxal, la un nivel foarte, foarte ridicat. Pe de altă parte, legat de inflație, cred că nu se iau măsurile necesare pentru a proteja populația, mai ales cea vulnerabilă. Acele vouchere de 250 de lei, cardurile alea de sărac, alea nu mai reprezintă aproape nimic, înseamnă 6 lei și ceva pe zi. Adică cu ce pot face oamenii cu 6 lei primiți de la stat în fiecare zi? Dar nu zice nimeni, e bine că se dau, vorba președintelui, bine că se dă și nu se ia. Dar se și ia și asta e marea problemă, pentru că prin inflație, această mamă a tuturor taxelor, statul ia în fiecare zi bani din buzunar din ce în ce mai mulți. Pentru că inflația înseamnă că în fiecare lună, la prețuri, se mai dau încă 7%, 7%, 7% în medie. Poate se va mai adăuga mai puțin în perioada următoare, 5%, dar asta nu înseamnă că vom avea scăderi de prețuri. Asta niciun. Vine Paștele, cum spuneam, și România este pe locul 2 în Uniunea Europeană la producția de carne de miel. Însă, scumpirea la carnea de miel e cu 13,6% mai mult față de anul trecut, dar față de media Uniunii Europene. Asta înseamnă că a crescut prețul la carnea de miel în ultima săptămână, pentru că a fost și Paștele Catolic, cu 5%. La poarta fermei se vinde cam cu 10 euro. În magazine s-a dus și la 60 și peste. Ni se alătură și Ștefan Muscă, fermier. Bună ziua, domnule Muscă! Să rămână, mulțumesc pentru invitație! Domnule Muscă, ce se întâmplă cu carnea asta de miel? De ce cresc așa prețurile? Și, sigur, e Paștele, dar văd că nu mai, spun chiar producătorii, că nu mai vor să vândă sub 10 euro. Deci majoritatea producătorilor de carne de miel aveau un program în care erau subvenționați în funcție de performanță. Începând cu 2024, subvenția pe cap de animal, SCZ-ul, sprijinul cuprat, nu se mai dă la animalele care erau înscrise în TCZ. Și se dă la tot efectivul din țara românească. Asta înseamnă că oamenii aia care produceau performanță în România sunt obligați să aibă un preț, pentru că dacă până acum aveau 25 de euro, să zicem, pe cap de oaie, sprijinul cuprat, se va diminua, se va duce pe 2024 sub jumătatea acestei sume. Pentru că de la 4 milioane 400 de capete pe care se lua sprijinul cuprat, se va lua pe 9 milioane. Asta a fost hotărârea Ministerului Agriculturii și acestei guvernări. Și o să vedem ce se va întâmpla de la anul, că eu doar m-am întors, am fost special ieri la Izbiceni, să văd ce se întâmplă de ce ajunge roșia în piață cu 50 de lei. Iar producătorul ăla care a scos pentru prima dată roșia din România, ieri am fost special, a spus că pleacă cu 20 de lei de la el, de la solar, în ușă. Ce se întâmplă, de ajunge la 38 sau 50 de lei, este treaba guvernării noastre, nu e treaba nici a producătorilor, nici a noastră
care noi decât producem și vindem. Ia stați aici în emisiune, domnule Muscă. Laurențiu Gâdei, ce se întâmplă, domne? Cum ajunge mielul de la poarta fermei la prețul ăla, roșia la prețul ăla? Să răspund și eu câteva. Te ascultăm. Toată stima și toată considerația pentru toți producătorii din România, din sectorul agroalimentar. Ceea ce spunea domnul Muscă cu acel, cu acea subvenție pentru cap de ovină, eu cred că dublându-se numărul celor care vor primi niște bănuți pentru treaba asta, se are în vedere și ajutarea micilor fermieri, nu doar a celor mari care își permiteau să crească foarte multe. Deși cei mici s-a găsit o formulă să-i ajute și pe cei mici care sunt foarte mulți. Mai e un aspect, îl trăiesc în județul meu și văd cum este influențată piața la carnea de miel, care trebuie să spunem, carnea de miel este sezonieră, pentru că nu pe tot parcursul anului micii fermieri, micii crescători de oi îl au la dispoziție. Și anume că în zona mea se practică foarte mult comerțul cu animale în viu pentru țările arabe. Și astăzi vorbeam cu fermierii și întrebam cât costă și îmi spuneau că în viu câștigă la 22-23 de lei per kilogram, iar pe carcasă, ei vând undeva, deci vând undeva în jur de 45-55 de lei per carcasă. Lucrurile, într-adevăr, cu cât sunt mai mulți bani pentru fermieri și câștigă bani, este un lucru îmbucurător. Faptul că sunt prețuri mari, da, este un lucru îngrijorător. Tocmai pentru acest lucru, guvernul și ministrul agriculturii a anunțat că lucrează astfel încât să identifice modalitatea prin care, fără a afecta producătorii, să poată impune un maxim de 20% adaos comercial pe tot ceea ce înseamnă retail și așa mai departe, cu sancțiunea de a fi cu sancțiunea pe cifra de afaceri a retailerilor care nu se vor supune acestor acte normative. Și fiindcă domnul Muscă vorbea și de roșii, eu vă dau exemplu castraveților de masca, care ieri în piață la Angros se vindeau cu 7 lei, iar la 55 de kilometri în Galați, în orașul Galați, se vindeau la tarabă cu 16 lei. Da, domnule Izvoranu, ce facem cu toate prețurile astea care explodează și pe produse despre care crede că avem aici în România? Producem destule și cu mielul. Dacă suntem locul 2 în producție la nivelul Uniunii Europene și cu toate astea în 5 zile a crescut cu 7%, legume, fructe. Vedeam că merele din Voinești erau culese în Polonia. Deci te iei cu mâinile de cap pur și simplu. Domnule Izvoranu. Da. Să știți că dacă discutăm global despre povestea asta cu inflația și după aia vă răspund punctual la această întrebare. Da, vă rog, vă rog. O să vedem, avem două perspective. Pe de o parte, din perspectiva consumatorului, este exact ce spunea Adi Negrescu mai devreme și anume faptul că oamenii s-au orientat în lipsă de bani la mărfurile ieftine. Necazul este că mâncarea ieftină se compensează cu sănătatea scumpă. Tot ce economisesc oamenii ăștia săraci la cumpărarea mâncării vor compensa prin mai multă asistență sanitară, medicamente și așa mai departe. Din perspectiva statului de unde noi așteptăm minuni și așteptăm să se întâmple ceea ce e firesc să se întâmple, adică politici economice, politici fiscale, niște lucruri, la ora și europenii și toate statele cu capul la ele, nu se va întâmpla, pentru că aici avem de-a face cu o conivență care se vede de pe lună între speculanți și stat. Statul abia așteaptă ca oamenii ăștia să scumpească prețurile cât le permite nesimțirea lor de mult, astfel încât să încaseze taxe și impozite cât mai mari. Și în condițiile astea, niciodată statul nu va lua niște măsuri eficiente de reducere a prețurilor, pentru că asta înseamnă că gaura lor bugetară, făcută tot de neglijență, tot de nesimțire, tot de nepricepere politică și economică, acea gaură trebuie astupată cu ceva. Ei bine, să ocupă această gaură cu această taxare mascată pe care o practică statul român, în conivență, să repet, cu... Exact. Da. Domnule Muscă, dar dacă s-ar face plafonare la produsele astea tradiționale acum de Paște, mai e această discuție în continuare, ar fi mai bine sau mai rău? Cum vedeți? Adică la pască, la cozonac, la carnea de miel, tot vorbeau să facă.
Ar fi extraordinar, doamnă, ar fi extraordinar. Ne-am luat și noi un preț cum trebuie și am respectat și consumatorul din România. Asta depinde de guvernanți, asta depinde de Ministerul Agriculturii, pe care până nu ne deranjează. Ar trebui să implice mult mai mult, pentru că de fiecare dată eu am mers în târguri la mâna a doua la Pucheni și i-am transmis domnului ministru prețurile de fiecare dată. Și am zis, domnule, nu e posibil să fie cartoful 1,50 lei cel vechi, era atunci când eu mergeam și în piață în București să fie 7 lei. Haideți să fim serioși, nu se poate, trebuie să intervină până la urmă statul. Chiar dacă zice că nu se poate, că, domnule, dar nu se poate, adică la mâna a doua era 1,50 lei și la Sarabă în București era 7 lei kilogramul. Haideți să ne gândim până la urmă și la consumator, să ne gândim că România și cetățeanul român la această oră traversează momente grele în țara românească. Bătrânii noștri raptă de foame în casă. Să curgă peste 250 de copii flămânzi din țara românească. Haideți să punem punct toată și acestor multinaționale care nu vor să respecte nimic în țara românească și acestor supermarket care nu ne primește cu marfă românească în supermarketuri. Dacă tot n-a dorit să închidem sâmbătă și duminica, măcar să le plafonăm și să nu le mai dăm voie să pună. Și atenție mare, ei pun un adaus comercial foarte mare la produsele românești. Din păcate, da, ca să se vândă alea din import. Mulțumesc foarte mult, Ștefan Musca a fost alături de noi. Schimbăm registru pentru că vreau să vă arăt nesimțirea absolută care se petrece la CCR. Oamenii ăștia își bat total joc de noi la CCR pentru că această curte, care e respectată oriunde în toată lumea, a ajuns acum să aibă salarii judecătorii acolo la 60 și ceva de mii de lei. Hai să vedem la șeful CCR, de exemplu, domnul Enache. Domnul Enache a ajuns la 63.000 de lei, indemnizație brută de 47.000 de lei, la care se adaugă 11.700 spor pentru risc și supra-solicitare neuropsihică, 2.300 de lei spor pentru păstrarea confidențialității, 1.500 de lei spor pentru condiții vătămătoare, 7.000 de lei era înainte sporul aici, 950 de lei pentru faptul că are titlul de doctor. Deci stați un pic, ei aveau 7000 de lei sporul pentru condiții vătămătoare, dar a fost plafonat acum de guvern la 1500. Deci doar șeful CCR are sporuri de 16.500 de lei și un venit total la nivelul salariului de 63.000 de lei. Asta în condițiile în care anul trecut, în aceeași lună, avea cât? 40 ceva de mii de lei, deci cu 23 de mii de lei în plus față de anul trecut, Adi Negrescu. Da, mi-a plăcut sporul ăla de confidențialitate, da, de 2500 de lei, adică șeful curții constituționale primește un spor ca să nu divulge informații care oricum sunt secrete și stau în fișa postului, adică e incredibil faptul că, bine că ar trebui să-i dăm un spor că vine la serviciu, e, cred că și acesta un spor și că poartă acea robă, da, uite, e în imagine la dumneavoastră și cu acea cravată specială la gât, ar trebui un spor și pentru așa ceva. E pur și simplu încă o sfidare din punctul meu de vedere a nivelului salarial din România și de aceea cred că era important acea lege a salarizării în sectorul bugetar pe care de anul trecut trebuia să o avem din luna iunie conform planului PNRR, da? Și care, iată, o tergiversă, ajunge ca toate categoriile de bugetar să iasă în stradă și să obțină creșteri salariale peste posibilitățile bugetare din momentul de față. Ce se întâmplă la cotea condițională e un fel de bomboană pe coliva bugetară în momentul de față din perspectivă financiară, pentru că să dai unui angajat al statului peste 12.000 de lei, 12.000 de euro salariu, da, pe lună, e mai mult decât în multe țări din vestul Europei, ceea ce, din punctul meu de vedere, e o mare problemă legată de modul în care cheltuim banul public. Asta în condițiile în care domnul Enache mai are două pensii speciale, una de magistrat și una de fost parlamentar. Dar să știți că și restul judecătorilor au salarii similare. Dar întrebarea este, Laurențiu Gâdei, ce s-a putut întâmpla ca oamenii ăștia să-și mărească cu 23.000 de lei salariu într-un an? Doamnă, e clar că opinia publică este consternată când află sumele pe care le câștigă acest domn. În altă ordine de idei, ar trebui să fim și conștienți de faptul și de rolul lor într-o democrație și în statul român, de eficiența lor în buna desfășurare a activităților din România și a intervenției lor atunci când sunt solicitați. Până la urmă, sunt o elită, chiar dacă nu vă va bucura ceea ce spun eu acum, sunt o elită, fac parte dintr-o elită, sunt renumerați ca atare
Și cred că în toate statele din Uniunea Europeană... Auziți dacă înțipați la ei că nu fac nu știu ce la CCR, erau tot o elită și atunci, că tot politicienii... Dacă permiteți, de 3 ani de zile, de când sunt în Parlamentul României, Partidul Social Democrat nu a mai avut o astfel de atitudine la nivelul niciun act de domnul justiție Ghidei, sau uitați unui care-i treaba. Această curte de acum încalcă o mulțime de articole de Constituție, o mulțime de decizii ale CCR-ului care au fost date anterior. Să știți că loialitatea față de Constituție și față de popor e obligatorie pentru acești judecători. Ori ei nu aveți au. Perfectă dreptate. Aveți perfectă dreptate. Da, când vii și îmi spui că nenorocita de ordonanță cu taxele, că nu contează, domnule, dacă e neconstituțională. CCR-ul a înțeles că guvernul colectează bani. Așa a spus domnul Enache, cu vorbe mai academice, dar asta a spus, că a înțeles nevoia guvernului pentru bani. Înseamnă că tu nu ai loialitate față de Constituție și față de popor, ci față de guvernare, care îți permite să-ți mărești din pic salariul la 60.000 de lei. Dar, mă repet, noi, cei de la Partidul Social Democrat, nu comentăm acțiunile din justiție sau magistrații, da, pentru că credem în independența lor. Bravo. Domnule Izvoran. No, haideți să nu confundăm marfa cu ambalajul. Una este ca justiția să fie oarbă, respectiv imună la influențele unora și altora. Una este ca justiția să fie independentă, în sensul că trebuie să aibă un statut foarte clar și independent, să nu depindă de una și de alta. Dar de aici și până la a fi bezmetic de liberă, adică asta nu e libertate, ce faceți dumneavoastră acolo nu înseamnă libertate justiției. Pur și simplu ați lăsat o cașcă de oameni să facă ce vor. Cum sau ce să facă cer ei ce vor? Când... Sau ce li se cere exact, asta e și mai grav decât prima, da? Deci oamenii ăștia câtă vreme nu apără Constituție, indiferent cărui partid și indiferent cărui interes, oamenii ăștia n-au ce căuta pe scaunele alea și, domnul Gâdei, sunt foarte departe de a fi demnitate și elite. N-au nicio legătură cu termenii ăștia. Bine, mulțumesc. Mulțumesc mult invitațiilor, domnule Izvoranu, Adine Grescu, Laurențiu Gâdei, mulțumesc foarte mult. Scurtă pauză. Silvestru Șoșoacă contestă ordinul de protecție obținut de soția sa, Diana Iovanovici Șoșoacă. Spune că e totul o cacealmă, că de fapt Șoșoacă încearcă prin acest scandal să acopere faptul că partidul SOS nu are candidați, nu are semnături. Repet, e totul o cacealmă, spune Silvestru. Între timp, Diana Șoșoacă acuză faptul că a fost bătută de mai multe ori de soțul său, că inclusiv copilul a fost agresat fizic, fetița a fost agresată fizic. Ne-l acuză că bea, citez, în cantități industriale pe Silvestru Șoșoacă, dar spune că dincolo de abuzurile emoționale la care a fost supusă, a fost amenințată cu un cuțit. În același timp, Diana Șoșoacă povestește că a țiuit acea brățară și este foarte posibil ca Silvestru Șoșoacă să se fi apiațiuit telefonul, deci este foarte posibil ca Silvestru Șoșoacă să fi încercat să se apropie noaptea trecută de locuința Dianei Șoșoacă, de locul în care ea se afla. E o telenovelă departe de a se termina. Pe de altă parte, violența domestică e o problemă reală a României. Ne întoarcem de la fix cu foarte multe alte subiecte, vorbim și de pensii și de șmecheria care se tot termină la stat, zice domnul Ciolacu, dar ea e tot acolo, în creștere, ne întoarcem.